Dumnezeu să fie binecuvântat, fiindcă ne-a ținut în viață și ne-a oferit posibilitatea să ne revedem, să ne bucurăm de părtășia cu El și de părtășia unii cu alții. Slavă Domnului pentru că suntem încă în familii, să ne creștem copiii. Slavă Domnului că suntem încă în viață, să ne apropiem de Domnul, corectând lucrurile pe care le regretăm de ieri, de alalteri și în general din trecutul nostru. Slavă Domnului pentru că bunătatea care s-a reînnoit față de noi ne îndeamnă la pocăință, convingându-ne de faptul că nimic și nimeni în lumea aceasta nu merită închinarea noastră, inima noastră, urmarea și slujirea noastră. Slavă Lui pentru toate aceste lucruri! Frații mei dragi, mă bucur că vă găsesc sănătoși și în pace și în această seară vă mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți la închinare și să ne bucurăm împreună de Harul Domnului. Am cântat, ne-am rugat, am ascultat cuvântul din studiul Prorocii Mici și acum, în timpul care ne-a mai rămas, ne oprim din nou asupra cuvântului lui Dumnezeu, să-L cercetăm cu băgare de seamă și cu înțelegerea profundă că noi suntem doar oameni și oricât de bine l-am înțelege, îl înțelegem la nivelul oamenilor. Cuvântul acesta este infinit ca și stăpânul care îi este autor, însă noi știm că Dumnezeu dă har celor care se smeresc și care au motivații corecte atunci când îl cercetează. Deci, pilda celor 10 fecioare. Pilda fecioarelor este spusă de Domnul pe muntele măslinilor, la lăsarea serii probabil, în săptămâna patimilor, la încheierea tuturor învățăturilor pe care le-a spus oamenilor. Această pildă este una dintre pildele preferate ale credincioșilor din biserici, deoarece satisface curiozitatea lor în legătură cu vremurile sfârșitului, cu vremurile escatologice. Potrivit structurii pe care o folosim atunci când cercetăm pildele și în seara aceasta, vom începe cercetarea, abordarea pildei în intenția interpretării, a înțelegerii ei, privind la motivația acestei pilde. Domnul Iisus merge în templu în săptămâna patimilor și vorbește foarte direct oamenilor care îl ascultau despre vremurile din urmă, despre apostazie, despre ipocrizie și în paralel cu aceste lucruri nesănătoase și păcătoase, vorbește Domnul ca o soluție la acestea despre vegherea spirituală. Ieșind din templu după ce oferă aceste învățături oamenilor, ucenicii sunt foarte provocați în inima lor de cuvintele acestea și îi cer amănunte Domnului în legătură cu vremurile din urmă despre care tocmai El a vorbit. De remarcat este faptul că ucenicii au fost foarte înclinați să manifeste curiozitatea lor în legătură cu vremurile din urmă. Priviți că și acum, înainte de moartea sa, săptămâna patimilor, și înainte de înălțarea sa, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 6, ucenicii pun întrebări în legătură cu vremurile din urmă, cerând amănunte. În capitolul 24, versetul 3, ei spun, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitul vremurilor. Iar în Fapte, capitolul 1, versetul 6, spune, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Ei de două ori au întrebat și Domnul nu le-a răspuns niciodată la întrebare, le-a răspuns la altceva, la o întrebare pe care ei n-au pus-o, fiindcă n-au știut că este importantă. Ca un răspuns la întrebările lor, Mântuitorul Iisus Hristos spune trei pilde. Pildele acestea sunt pildele sfârșitului. Este pilda fecioarelor, pilda talanților și pilda oilor și caprelor. În ambele situații, adică și în Matei 24, versetul 3 și în Fapte, capitolul 1, versetul 6, Domnul se concentrează nu asupra timpului și specificului venirii sale, ci asupra atitudinii pe care ei ar trebui să o aibă în timpul acela. Întrebarea ucenicilor este când vine sfârșitul? Răspunsul Mântuitorului este cum trebuie să fiți voi atunci când voi veni eu. Prea mult oamenii vor să știe când va veni Domnul, ca și cum, dacă ar ști, s-ar face mai sfinți. Domnul însă
Știe că dincolo de satisfacerea curiozității, oamenii nu câștigă nimic dacă știu când vine Domnul. De aceea le spune că mai important decât să știi când vine El, El poate veni în orice moment, este să fii pregătit atunci când va veni, să n-ai parte de judecată, ci să ai parte de răsplătire. Lucrul acesta nu se întâmplă prin satisfacerea curiozității de a ști când vine, ci prin abordarea vieții de neprihănire, care nu are legătură cu știința, cu cunoștința de a ști când vine El. Specificul escatologic, adică specificul vremurilor din urmă, al pildei fecioarelor, reiese din expresia introductivă pe care o folosește Mântuitorul, atunci împărăția cerurilor se va asemăna. E prima pildă din Biblie și mai urmează următoarele două, a talanților și a oilor și caprelor, care folosesc expresia aceasta, atunci împărăția se va asemăna. Verbul este la timpul viitor. În toate celelalte pilde, verbul este la timpul prezent, se aseamănă. Aici, în aceste trei pilde, timpul este viitor, se va asemăna, fiindcă privește un timp care încă nu l-avem în prezent, este în viitor, timpul când va reveni Domnul Iisus Hristos. Cele mai multe dintre pilde spun se aseamănă, indiferent că e vorba de pilda semănătorului, pilda grăuntelui de muștar, a năvodului aruncat în marea comorii ascunse, absolut toate au timpul la verb, verbul la timpul prezent, se aseamănă. Alături de forma aceasta de viitor a verbului se va asemăna, expresia atunci fac din aceste trei pilde pilde cu caracter profetic și în mod special pilda fecioarelor are un caracter profetic. Care sunt elementele pildei? Primul dintre ele este împărăția cerurilor, care de fapt este împărăția lui Dumnezeu, dar evreii folosesc expresia împărăția cerurilor în loc de împărăția lui Dumnezeu din respect pentru numele lui Dumnezeu pe care ei nu doreau să-l pronunțe. Ei se fereau să ia în deșert numele Domnului și înțelegeau că a lua în deșert numele Domnului e și să-l folosești prea des. De aceea, ei evitau să folosească cuvântul Iahve, Dumnezeu, și găseau tot timpul un sinonim pentru cuvântul acesta. Nu mai spuneau împărăția lui Dumnezeu, ci spuneau împărăția cerurilor. Și Matei, care era un evreu convins, avea această terminologie, acest limbaj de a evita folosirea numelui lui Dumnezeu, pentru că în cultura lor ei credeau că iau în deșert numele Domnului dacă îl folosesc. Fecioarele reprezintă Biserica lui Iisus Hristos. Biblia este foarte bogată în pasaje în care poporul lui Dumnezeu este simbolizat printr-o fecioară, în care Biserica lui Dumnezeu este simbolizată printr-o fecioară, cinstită, curată, pură, așa cum este o fecioară. Căci sunt gelos de voi, spunea Pavel în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2, că sunt gelos de voi cu o gelozie sfântă, după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, numai o fată se poate logodi, o femeie nu, ca să vă înfățișez înaintea lui Dumnezeu ca pe o fecioară. Israel este simbolizat de o femeie, biserica e simbolizată de o fecioară. Lucrul acesta este important atunci când îl discutăm. În același timp, o femeie desfrânată simbolizează biserica apostaziată sau apostată a anticristului, biserica despărțită de Hristos, adică Babilonul. Nu mai este comparat Babilonul cu o fecioară, ci este comparat cu o femeie, dar femeia aceasta este destrăbălată pentru ca să suporte comparația. În Apocalipsa, capitolul 17, versetele de la 3 la 6, și m-a dus în Duhul, spune Ioan, într-o pustie și am văzut acolo o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea 7 capete și 10 coarne. Acest cuvânt e un cuvânt profetic. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Observați, când Biblia vorbește despre compararea bisericii cu o fecioară, nu o prezintă pe fecioară împopoțonată și ornamentată și decorată, ci îi prezintă calitățile morale, etice. Dar când vorbește despre femeia aceasta destrăbălată, o surprinde în stilul ei de a poza în fața oamenilor ca să-i atragă spre ea, oferindu-se pe sine. Așa este biserica anticristului.
Și cuvântul continuă până la versetul 6, eu nu-l mai citesc. Al treilea element al pildei este candela. Când am fost prin Harul Domnului în Israel, am cumpărat de acolo o candelă care este, după tradiția și după cultura evreilor, exact ca o candelă, ca cea care s-a folosit în vremea Domnului. Ea are aici un fitil, care e un fitil mai lung, intră în vasul acesta, în bazinul acesta, și aici se pune un de lemn, se pune ulei de măsline. Și fitilul acesta pur și simplu arde. Candela din România era puțin diferită, ea de obicei se așeza în perete, că în cultura ortodoxă ea trebuia să fie pusă lângă o icoană. Numai că în cultura evreilor rolul candelei nu era să lumineze icoanele, idolatria a fost interzisă în religia iudeilor. Timp în care în România, în religia ortodoxă, icoanele erau un act de cult. Ei bine, candela aceasta, lampa aceasta, reprezintă cuvântul lui Dumnezeu și în Psalmul 119, versetul 105, cuvântul spune: cuvântul tău este ca o candelă pentru picioarele mele. Scopul candelei era dublu. În primul rând să lumineze drumul și în al doilea rând să lumineze fața. De ce să lumineze drumul? Pentru ca să nu se împiedice oamenii. În vremea aceea străzile nu erau așa de curate și de asfaltate ca astăzi. De ce să lumineze fața? În Israel, o femeie trebuia, dacă ieșea din casă în timpul nopții și călătorea, era obligatoriu, dacă era o femeie morală și nu o desfrânată, era obligatoriu să aibă o candelă care o ținea așa lângă față, să-i lumineze fața. Și dacă se întâlnea cu un om, omul să nu insinueze anumite cuvinte și să nu abordeze ca pe o femeie destrăbălată, pentru că nici o femeie destrăbălată nu își lumina fața în timpul nopții. Numai femeile de onoare, femeile cinstite, care obligate de ceva anume, trebuind să iasă noaptea din casă, își luminau fața pentru ca să vadă oamenii care se întâlneau cu ea cine este ea. Și luminându-și fața avea și un mesaj: eu sunt o femeie cinstită și intenția cu care am ieșit pe drum acum este o intenție curată. Acesta era un obicei în Israel. Bărbații nu trebuia să-și lumineze fața. Uitați-vă că prietenele miresei au candele, fetele, nu băieții. Și mirele venea cu băieți, dar ei nu aveau candele, pentru că în cultura aceea băieții nu trebuia să-și lumineze fața, dar fetele trebuiau neapărat, altfel ele treceau drept niște fete ușoare, drept niște femei ușoare. Lampa este elementul de identificare pentru persoanele care o poartă, nu doar elementul de luminare a drumului. Când cele cinci fecioare neînțelepte au ajuns la casa mirelui, el le-a răspuns: nu vă cunosc. Știți de ce? Li s-a epuizat combustibilul din rezervor, din candelă. O candelă poate primi doar puțin un de lemn. Este mică, e un rezervor foarte mic. El arde repede. Li s-a epuizat un de lemnul din candelă, combustibilul, și li s-a stins candela. Și n-au mai putut să-și lumineze fețele. Domnul, când le-a văzut, nu le-a văzut. Și a spus: nu vă văd, nu vă cunosc, nu vă pot identifica. Nu știu dacă ești tu sau ești altcineva, pentru că nu ai fața luminată. Unde lemnul este un alt element al pildei. El înseamnă ulei din măsline, era stors în condiții speciale. Și dacă vă aduceți aminte, în Zaharia, capitolul 4, se vorbește de menora, de sfeșnicul acela cu șapte brațe, care avea șapte țevi prin care curgeau din rezervoare un de lemn pentru ca sfeșnicul să ardă mereu înaintea Domnului. Apoi se vorbește despre vas. Vasul e un recipient mai mare în care cel omul care are candela ia și vasul cu el. În candelă nu încape mult ulei, de aceea și ia vasul cu el. Și atunci când se termină uleiul din candelă, el are vasul acela mare cu el de rezervă și mai tot toarnă. Și pentru că vasul este mare, în vas intră mult un de lemn și poate să alimenteze de 20, de 30, de 50 de ori candela. Degeaba ai candelă, pentru că în ea nu încape decât puțin un de lemn. Dacă nu ai vas cu un de lemn de rezervă, uleiul se va epuiza repede și se va stinge lumina. Candela, deși e bună, este nefolositoare dacă nu mai ai un de lemn. Este ca o mașină care e nouă-nouță, este foarte dotată, are toate opțiunile pe ea, dar ți s-a terminat benzina și ești departe de o benzinărie. Mașina aceea nu mai valorează nici 2 dolari.
Vasul reprezintă inima omului. Inima omului născut din nou, în care este așezat Duhul lui Dumnezeu. Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16, nu știți că sunteți templul lui Dumnezeu? Nu știți că Duhul locuiește în voi? Inima nu-i candelă, inima-i vasul. Următorul element pe care îl întâlnim în pildă este mirele. Mirele este Domnul Hristos. Chiar în versetul 11, fecioarele neînțelepte când se întorc îi spun așa, Doamne, Doamne! În Apocalipsa 19, versetele 7 la 9 și în 21, versetul 9, de asemenea, este lămurit lucrul acesta. Mai avem în Biblie încă un exemplu, în pilda fiului de împărat, unde biserica este de asemenea simbolizată ca o excepție. Uitați ce vreau să spun. Vreau să spun următorul lucru. În pilda aceasta, pilda aceasta este unică pentru următoarele motive. În primul rând, datorită structurii concentrice. Ce vreau să spun? Concentric înseamnă un cerc mai mare în jurul unui cerc mai mic și un cerc și mai mare în jurul cercurilor mai mici și unul și mai mare, adică cercuri în cercuri. Folosesc imaginea aceasta pentru a vă spune că structura concentrică a pildei folosește perechi așezate în jurul unui element central. Știți, imaginați-vă sfeșnicul cu șapte brațe, menora evreilor. Brațul din centru, numărul 4, are la dreapta numărul 3 și la stânga numărul 5, numărul 2 și numărul 6, numărul 1 și numărul 7. Ei bine, veți observa că pilda aceasta are corespondent între 1 și 10, între 2, între 1 și 7, între 2 și 6, între 3 și 5, iar 4 este elementul central, iar 4 este miezul pildei. Priviți, vă rog, versetele 1 și versetul 10. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Și corespondentul este versetul 10. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Versetele 2 și 4, cu versetele 8 și 9. Cinci dintre ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat și un de lemn împreună cu ele. Și corespondentul, cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din untelemnul vostru că ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la negustorii de un de lemn, adică la magazinul de un de lemn, la oamenii care vând un de lemn. Versetele 5 și 7. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. Versetul 7. Atunci toate fecioarele care au adormit s-au sculat și și-au pregătit candelele. Și versetul 6, care este centrul, și prin topică, fiindcă e în centru, și prin mesaj, fiindcă mesajul este în centru, este următorul. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Această structură concentrică, așa cum am numit-o la început, este specifică în Iudeea, în Israel, este specifică evreiască. Ea se numește chiasm și este foarte folosită în cărțile Daniel și Apocalipsa. Al doilea element care face pilda aceasta unică este faptul că, în ciuda faptului că pilda aceasta este o pildă a nunții, mireasa lipsește. Sunt predicatori care tot vorbesc de mireasă, dar dacă citiți pilda celor 10 fecioare, cuvântul mireasă nu există. Nici măcar o dată. Și ciudat este faptul că, deși în terminologia biblică, în simbolistica biblică, mireasa este simbolul bisericii, de data aceasta simbolul bisericii sunt fecioarele. Nu există mireasă în pilda aceasta. Ea se subînțelege, fiindcă e nuntă. Dar în exemplu pe care îl dă Domnul, întâmplarea imaginară, pilda fecioarelor, fecioarele simbolizează biserica, nu mireasa. De mireasă nu se vorbește nimic. Și în pilda fiului nunții, fiului de împărat, există a doua pildă, anticipam puțin mai devreme, care suportă această ciudățenie biblică, prin faptul că, o numesc ciudățenie, că nu e regulă, ci că e excepție, prin faptul că
nu există nici acolo mireasă, ci biserica e simbolizată de invitații de la nuntă, de meseni. În mod normal, la o nuntă, e mireasă. Și mireasa simbolizează biserica în simbolistica biblică. Dar în pilda fecioarelor, fecioarele simbolizează biserica, iar în pilda nunții fiului de împărat, mesenii simbolizează biserica. Revenind la contextul nunții, pilda fecioarelor, așa cum anticipam și așa cum este orice pildă, este o întâmplare imaginară pe care Domnul Hristos o spune cu scopul să răspundă întrebărilor ucenicilor. Spuneam în introducere, ei doreau să afle mai multe amănunte despre vremurile sfârșitului și Domnul spune pilde care privesc sfârșitul, de aceea sunt numite pildele sfârșitului. De aceea folosesc timpul la viitor, nu la prezent. Pilda aceasta este construită pe tiparul cultural al nunții din Israel, din Orient în general, de aceea este fundamental să înțelegem cultura unei nunți în Orient, pentru ca să interpretăm pilda, ținând cont de acest aspect istoric și cultural. Altfel, ne vom imagina o nuntă de la noi din România. Ori, cu o nuntă de la noi din România, nu putem să înțelegem pilda. Nunta se făcea seara și totdeauna la mire acasă, în prezența familiei, a prietenilor, și era una dintre cele mai mari sărbători din sat, din localitate. Mirele însoțit de prieteni și de instrumentiști cu instrumente se deplasa la casa miresei pe fondul la o mare bucurie și la cântece și veselie. Mireasa stătea acasă și îl aștepta însoțită de un grup de fete, fecioare. Și împreună cu acestea, mireasa veghea să audă crainicul, unul dintre prietenii mirelui, care atunci când se apropia de casă, avea rolul să strige: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Și atunci mireasa trebuia neapărat să fie atentă să audă glasul, că altfel se făcea de rușine a rușinii, să audă glasul crainicului, al prietenului mirelui, și să iasă însoțită de fetele fecioare care o însoțeau, să iasă în întâmpinarea mirelui. Trebuia neapărat să vegheze, că dacă nu veghea, mirele venea și ea trecea drept o fată leneșă, o fată adormită, o fată care nu este încă pregătită să-și asume responsabilitățile de familie și de căsătorie. De aceea Domnul folosește această imagine ca să vorbească despre veghere, pentru că în cultura lui Israel toată lumea știa că o mireasă așa stătea și l-aștepta. Ca să nu se facă de rușine că a venit viitorul soț și ea nu l-a auzit. Păi, înseamnă că încă ești mică, prea tânără, mai stai la tata un an, doi, mai fă-te mare și pregătește-te să te căsătorești, că încă nu ești pregătită. O fată trebuia, care se pregătea să-și aștepte mirele, trebuia neapărat să vegheze. Ori imaginea aceasta culturală în Israel este foarte potrivită ca să zugrăvească vegherea creștină pe care Domnul o folosește prin comparație. Când mirele ajungea să se întâlnească cu mireasa, de obicei o urca pe un animal, pe măgar de obicei. Și pe măgar o ducea spre casă. Vestimentația ei era așa ca a mireselor, puțin mai complicată, și trebuia să o ducă departe până la casa lui. Însă, așa cum se folosește în unele localități cu mortul în România, în calitate de pastor, de preot, am participat la foarte multe mormântări în foarte multe locuri și în multe sate, de pildă, trebuie să mergi cu mortul pe toate străzile. O iei pe aici, te întorci pe aici, te duci pe partea asta, vii pe aici, că zice, trebuie să meargă și mort pe unde a mers viu. Și aproape că durează 3, 4, 5, 6 ore drumul de acasă până la cimitir și te oprești la fiecare col, citești un psalm și e foarte complicat. Ei, așa se făcea la Israel cu mireasa. Cum? O punea pe măgar și o ducea prin tot satul și mirele se fudulea și se lăuda: ia uitați-vă ce podoabă de fată mi-am ales de nevastă. Și vrea să o vadă tot satul, și prietenii lui taică-s-o, și colegii lui de lucru, și bătrânii care erau, au fost colegi în război cu bunul sau cu buna și așa mai departe. Și o plimba pe fata asta prin tot satul. De aceea o urca pe un animal.
Ei, în timpul ăsta, fetele fecioare mergeau cu candela să lumineze. Drumul putea fi mai scurt dacă erau vecini sau foarte lung. Dacă unul stătea la un cap al satului și altul la celălalt sat, la celălalt cap, cum am nimerit eu cu soția mea, atunci trebuia un rezervor serios de benzină, de un de lemn, și alimenta candela de 5, 7, 10 ori. Care este explicația pildei? Mesajul pildei se concentrează pe comportamentul fecioarelor, fiindcă ele sunt simbolul bisericii în această pildă. Fratele Daniel spunea la ora de rugăciune că interpretarea acestei pilde este complexă, adică sunt oameni, sunt teologi care spun că pilda aceasta nu e pentru biserică, e pentru Israel. Sunt teologi care spun că nu e pentru Israel, e pentru biserică. Și sunt oameni care spun, printre care și eu, că pilda aceasta e pentru oameni, pentru oameni credincioși. Și Israel are nevoie de Duhul Sfânt, că nu intră fără el. Și biserica are nevoie de Duhul Sfânt, că nu intră fără el. Duhul Sfânt nu e monopolul lui Israel sau al bisericii. Duhul Sfânt este Dumnezeu Mângâietorul venit pe pământ în absența Mântuitorului între prima și a doua venire, ca să rămână cu toți cei care se nasc din nou prin credință și pocăință. Este remarcabil faptul că cele 10 fecioare au avut mai multe asemănări și o singură diferență. Ciudat este că o singură diferență le-a despărțit și toate asemănările reale nu le-au putut uni. Care sunt asemănările? Priviți însă ceva foarte interesant. Până la venirea mirelui, numai asemănările s-au văzut. În momentul în care a venit mirele, asemănările n-au mai avut valoare. Ceea ce a avut valoare a fost diferența. Frați și surori, de ce acum împreună? De ce aici împreună și dincolo despărțiți? Ascultați-mă bine, măcar acum. Acum nu vedem decât ceea ce ne unește. Cântăm la fel, ne rugăm la fel, venim în același timp la biserică, facem parte din aceeași biserică, sâmbătă vom fi cu toții la masa de dragoste de la Parcul Peterson. Suntem o biserică unită și suntem uniți și vedem doar asemănările dintre noi până când vine mirele. Când va veni mirele, jumătate va pleca, jumătate va rămâne. Acum, fiecare credem că facem parte din jumătatea care pleacă. Nimeni nu acceptă că face parte din jumătatea care rămâne. Asta nu înseamnă că 50% din Biserica Betania va rămâne, nu asta vreau să spun. Folosesc doar metoda pe care o folosește Iisus. N-am de unde să știu câte procente vor pleca și câte procente vor rămâne. Numai când vine El se va ști. Și numai El știe asta. Noi vom vedea când asta va deveni istorie. Dar acum, când e viitor, n-avem de unde să știm. Niciunul dintre noi. Tot ce putem face este să ne uităm la oameni și pe baza celor văzute, dar oamenii sunt specialiști să ne arate ce ne place, pe baza celor văzute, asta se numește ipocrizie, pe baza celor văzute să ne facă impresie. Însă Domnul, când va veni, atunci se vor pune în evidență diferențele. Până atunci nu se văd diferențele. Și dacă noi încercăm să le identificăm, s-ar putea să nimerim, s-ar putea să greșim. Oricum, dacă facem asta, este doar la nivel de bănuială. De unde să știu eu ce are fratele Gabi în inimă? Eu pot să-mi dau să bănuiesc ce are în inimă, auzind ce vorbește, văzând cum se comportă. Însă, și asta este subiectiv, că dacă e prietenul meu, îl acopăr. Și dacă nu-l pot înghiți, atunci mă împiedic de orice. Omul e o ființă foarte subiectivă, din cale afară de subiectivă. De aceea numai când vine mirele, el este în stare să fie obiectiv și să facă diferența. Noi facem diferența, dar diferența nu este cu privire la lucrurile nevăzute. Sunt oameni care încearcă să judece gândurile și spun, păi eu știu ce gândești. Bă, dar deștept ești, mă. El știe ce gândești, el știe ce simți, el știe ce-ți trece prin cap. Fraților, lucrurile acestea sunt o formă de mândrie prostească. Noi putem doar să calificăm comportamentul vizibil al oamenilor
bazat pe fapte, pe dovezi, adică ceea ce se vede. N-avem noi de unde să știm ce gândesc oamenii. Pretenția noastră că suntem atât de deștepți încât știm ce gândesc oamenii, de fapt, spune mult despre noi, dar nu despre lucrurile pozitive. Putem noi să bănuim despre anumite lucruri, dar până nu vine mirele, rămâne taină. Uitați-vă la aceste fecioare, până n-a venit mirele, tot a fost bine. Au fost una, erau 10, s-au bucurat. Când a venit mirele, 5 se duc, 5 rămân. Numai când vine el se creează despărțirea. Numai când vine el se face diferența. Dar haideți să vorbim despre lucrurile care le unesc. Observați că sunt multe. Primul, toate sunt fecioare. Simbolizează curăția morală, viața lor cinstită, demnă, trăită în absența păcatului. Doi, toate au aceeași îmbrăcăminte, lucru care demonstrează punct de vedere comun, viziune comună. Trei, toate au candelă, ceea ce simbolizează cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt în care cred și cuvânt pe care respectă. Candela e simbolul Bibliei. Toate au vase, lucru care le-a obligat în egală măsură și nu le-a scuzat în fața Domnului când n-au avut un de lemn în vase. Domnul nu spune, ok, vă iert că n-ați avut vase, nu spune asta. Vasul inimii îl are orice om care trăiește. Toate sunt în același loc, ceea ce simbolizează unitatea și părtășia lor. Toate îl așteaptă pe mire să vină, mărturisind credința lor în revenirea lui Iisus Hristos. Toate au ațipit și au adormit, nu doar cele înțelepte sau neînțelepte, toate au ațipit și au adormit. Ceea ce ne spun nouă că așteptarea mirelui e lungă, e grea și este obositoare. Să nu-mi spună mie cineva că pocăința e ușoară. Pocăința e un jug, pocăința e un mare jug. Știți când e pocăința ușoară? Când vii la biserică când vrei și când nu te interesează nici dacă biserica are bani, nici dacă biserica are predicator, nici dacă biserica are cântăreț, nici dacă biserica are cor și fanfară, nici dacă plouă în biserică, nu te interesează de nimic. Vii cu mâna în buzunar și cu mâna în buzunar pleci, atunci pocăința e ușoară. Pocăința e ușoară când îți bați nevasta că te enervează. Pocăința e ușoară atunci când îți vine să bei și bei până... Pocăința e ușoară când fumezi și că-ți vine să fumezi. Pocăința e ușoară când te droghezi că-ți vine să te droghezi. Așa pocăința e ușoară. Pocăința e ușoară când nu-l suporți pe Viorel că nu face cum vrei tu. Atunci pocăința e ușoară. Asta da pocăință. Dar pocăința e grea atunci când simți să-i spui și nu-i spui. Și zici așa, pe mine Iisus m-a iertat și nu mai știu cât m-a iertat. Și îmi spune mie să-l iert și eu pe fratele meu. Și îmi spune să-l iubesc și îmi spune să-i ofer a doua șansă. Și nu să-l dușmănesc ca oamenii din lume. Și îmi spune pocăința, dacă ieri am alunecat și n-am fost atent, îmi spune pocăința să mă corectez și să nu mai merg pe drumul acela, să nu mai cad din nou, că niciun om înțelept nu calcă de două ori în aceeași greșeală. Să nu fac din greșeala mea un mod de viață. Și îmi spune pocăința să mă lupt cu mine. Și îmi spune pocăința să dau de la mine, să las de la mine. Atunci pocăința nu mai e ușoară. Pocăința e un jug. Să stai zeci de ani cu aceiași oameni în biserică și să te freci când de unul, iertați-mi expresia, mă refer la faptul că stând în aceeași biserică, poate odată ți se pare că te-a privit nu știu cum, poate că nu ți-a dat atenție, poate că nu ți-a băgat copilul în seamă, poate că stând atâția ani aici în biserică, se nasc tot felul de aparențe sau poate tot felul de adevăruri. Și este foarte complicat pe toți oamenii ăștia să-i suporți, să-i ierți, să-i iubești și să n-ai cu nimeni nimic. Că dacă vine Domnul la noapte și n-ai problema rezolvată, te mai lasă să-ți o rezolvi, dar a doua oară nu se mai întoarce. Atunci pocăința este complicată. E complicat să-i ierți pe oameni, dar să-i ierți și să nu mai ai nimic cu ei. Scumpii mei, toate fecioarele însă s-au trezit când s-a întors Domnul Iisus Hristos, toate și-au pregătit candelele, au avut o singură diferență. Și diferența aceasta a făcut diferență între ele, în așa fel încât 5 dintre ele au intrat în odaia de nuntă și 5 au rămas afară. Și când au bătut la ușă să intre, Iisus le-a spus următorul lucru. Nu. Închei cu următorul gând. Noi tot spunem că trebuie să mai mergem să cumpărăm un de lemn. Fraților, ascultați-mă un pic,
Nu mirele le-a spus să se ducă să cumpere un de lemn. Asta nu e sugestia lui Iisus Hristos. Observați că atunci când s-au întors cu un de lemn, nu le-a primit. Dacă el le trimitea, el le și primea. Și cine le-a sfătuit pe cele cinci neînțelepte să se ducă după un de lemn? Colegele lor! Cu alte cuvinte, frații din biserică i-au sfătuit, du-te și fă asta, nu mirele. Mirele când a venit, se aștepta să aibă ulei, dacă nu are, nu mai poate intra. Dacă astăzi nu te pocăiești, dacă astăzi nu-ți rezolvi problema și o lași până în ultimul timp, pentru că în pilda fecioarelor am auzit că se mai poate duce după un de lemn și în ultimul timp, află că nu mirele le-a trimis în ultimul timp după un de lemn. Mirele nu le-a trimis nicăieri. Și când s-a întors, n-a acceptat faptul că n-au avut un de lemn și că și-au făcut repede rost de el. Domnul nu lucrează cu astfel de oameni. Le-a spus, afară că nu vă cunosc. Vreau să ne oprim aici pentru că timpul s-a epuizat și dacă vom mai fi în viață și vom primi călăuzirea Domnului, vom continua data viitoare. Însă înainte de asta, haideți să stăm puțin înaintea lui Dumnezeu și să ne întrebăm următorul lucru. Dacă va veni la noapte, suntem într-o perioadă bună sau într-o perioadă rea? Dacă va veni la noapte, suntem agățați cu mulți oameni, cu dușmănii, cu certuri, cu probleme, sau ne-am rezolvat lucrurile și suntem cu inima curată? Frați dragi, noi ne-am înfrânat de-a lungul anilor să-L urmăm pe Domnul și nu se merită să ne fi înfrânat degeaba. Vă rog în această seară, priviți cu seriozitate și cu maximă responsabilitate grija pentru propriul suflet și nu vă lăsați. Apropiați-vă de Dumnezeu, ridicați-vă din starea în care sunteți, dați-vă toate silințele și reveniți la o stare de neprihănire autentică. Fiți oameni așa cum ați fost la începutul pocăinței, dacă cumva nu mai sunteți acum așa. Siliți-vă și puneți-vă la punct cu toate lucrurile. Lăsați-i pe fiecare în pace și ocupați-vă de sufletul personal și de familia dumneavoastră. Angajați-vă înaintea lui Dumnezeu să vă apropiați de El și să vă dați toate silințele ca în situația în care vine la noapte să fiți gata. Faceți lucrul acesta de fiecare dată, pentru că în fiecare zi sau în fiecare noapte poate veni. Scumpii mei, îngăduiți-mi să vă spun aceste cuvinte, pentru că o singură dată trăim și avem un singur suflet și dacă l-am pierdut, am pierdut totul. Veniți înaintea Domnului în seara aceasta și rezolvați-vă problema alături de mine. Vă invit să stăm în picioare și să ne rugăm.